Victor Ponta, președinte. Victor Ponta, președinte. Votați Victor Ponta, președinte. Victor Ponta, președinte. Vreau să vă gândiți la ceva ce am uitat în acești 25 de ani. Vreau să vă gândiți că putem fi împreună și nu separat, că putem avea grijă unii de alții, că putem să avem încredere, să fim mândri și să facem o schimbare a noastră și a țării noastre. Votează Victor Ponta, președintele care unește. Votez Victor Ponta, președinte, pentru că este un om serios. Este un om care a demonstrat în fruntea Guvernului României că a făcut altceva decât fosta guvernare. Un om care a redat pensiile și salariile oamenilor, un om care a dezvoltat educația, a dezvoltat sănătatea în România, a pus preț pe asta, este un om care pune preț pe valoarea familiei și un om care a investit în tineri și a investit în viitorul țării noastre. Am încredere în Victor Ponta și am încredere că poate fi un președinte bun pentru România. Votez Victor Ponta pentru că este cel mai bun dintre toți candidații din acest an, pentru că este cel care a demonstrat că se poate face treabă în România și are o calitate pe care ceilalți nu o au. A demonstrat în perioada de guvernare că este un bun român. Țara are nevoie de un președinte de acest fel. Am văzut cum Victor Ponta a primit uși deschise în Statele Unite, în Anglia, în Germania, în Franța, spre deosebire de ceilalți premieri pe care i-a avut țara de-a lungul anilor. Victor Ponta a fost cel care a reîntregit salariile, pensiile, indemnizațiile. Victor Ponta dă atenție sistemului sanitar și educației, ceea ce în România de 10-15 ani nu prea se întâmplă. Votez Victor Ponta, președinte, pentru că trebuie să ducem schimbarea până la capăt. România are nevoie de un președinte model, un președinte tânăr și puternic, un președinte care unește și nu dezbină, un președinte al tuturor românilor. Am încredere, îl susțin și votez cu Victor Ponta, președinte. Poziția 4 pe buletinul de vot. Pentru viitorul copiilor, pentru liniștea bătrânilor și prosperitatea României, votez Victor Viorel Ponta, președintele României. Suntem în momente deosebite pentru țara noastră și pentru oamenii care viețuiesc aici. În momentul în care toată lumea este frământată și gânditoare la aspectele alegerilor. Ceea ce nu este rău, că toți oamenii să-și spună cuvântul și să spună adevărul pentru a ieși dintr-o situație care eu o găsesc mai critică decât oricând. M-am gândit și mă gândesc împreună cu colegii, cu prietenii din cultură, din artă plastică, din domeniul creației în special, oameni care gândesc mai profund, atât despre viitorul sau prezentul, să zicem, viitorul și copiii noștri, cât și despre destinile acestei țări. Eu îi îndemn pe toți să voteze pe cel care s-a înscris primul în această campanie, pentru tinereța, pentru curajul și pentru, cred, sinceritatea lui că va determina o schimbare în bine pentru țară, pentru Victor Ponta. Și îi rog pe toți cei care sunt conștienți de viitorul lor și viitorul acestei țări să voteze Victor Ponta. Am ajuns la concluzia că trebuie să-l votăm pe Victor Viorel Ponta. De ce? Are de acum o experiență, este tânăr și cred că ne-a putea aduce niște situații îmbunătățite în țara noastră. E un om care sigur a făcut foarte multe lucruri bune pentru noi, pentru țară, sigur, cu unele lipsuri, cu unele, că cine e om ăla nu greșește, dar a făcut lucruri, probabil își va face o echipă mai puternică, o echipă mai bună, o echipă care să
fie în folosul țării, a patriei și a noastră, a tuturor oamenilor din această țară, sperând că va fi o schimbare în bine și că noi vom merge într-adevăr pe calea de a ne simți mai bine, de a avea o viață mai bună, mai fericită. Nu sfătuiesc, chiar îndemn la vot locuitorii orașului și locuitorii comunilor din Colegiul 7 pentru a vota Victor Ponta și motive sunt destule pentru a face acest lucru. Păi, după cum bine știm, salariile au fost readuse la ce s-a tăiat 25%, guvernul Ponta a readus salariile la normal. Pensiile la fel, este cred că pentru prima dată când am avut cu creștere economică în 2013, pe linie de sănătate la fel am evoluat, nu am evoluat cum era un an din urmă, s-au redat spitalele pentru cetățeni, nu mai spunem de creștere și evoluție în agricultură, cred că este pentru prima dată când Guvernul României și România a reușit să exporte, nu să importe produse agricole, ca să nu mai spun, nivelul de trai a crescut și zic eu și la Târgu Neamț se vede clar, nu mai vorbesc pe linie de investiții, că orașul Târgu Neamț este într-o continuă dezvoltare, într-un șantier și asta datorită guvernului Ponta și a fondurilor care le-am obținut de la dumnealui. Păi, la primii doi care ați spus, este clar că va veni la guvernare aceia care ne-au tăiat salariile, pensiile, care ne-au închis spitalele, deci nu este nicio diferență între Elena Udrea și Klaus Iohannis. Este același partid împărțit în două sau trei partiduțe mai mici, să le spunem așa. Păi, tocmai vă spuneam, creștere economică, s-a repus în piață spitalele, deci s-au dat drumul la o groază de spitale care au fost închise pe timpul guvernării PDL, creștere, export în agricultură, în învățământ la fel, cred că a fost 2013, a fost cel mai mare buget care s-a asigurat pentru Ministerul Educației și toate la un loc demonstrează că domnul Victor Ponta merită și trebuie să fie președinte României. Un mesaj și o rugăminte în același timp, dacă au încredere în primarul Harpa, dacă au încredere în mine ca om, trebuie neapărat să iese la vot și să voteze Victor Ponta. Victor Ponta, președinte, pentru că unește, construiește, românește. Consider că pe 16 noiembrie 2014 să-l votez pe Victor Viorel Ponta ca președinte a României, pentru că poate oferi copiilor și nepoților noștri un viitor mai bun. Pentru viitorul copiilor, pentru prosperitatea României și liniștea bătrânilor, votez Victor Viorel Ponta, președintele României. Eu sunt cel care, ca îndemn, votez Victor Ponta și voi vota oricând pentru acest tânăr care îl găsesc ca o speranță pentru țara noastră, pentru cultură, pentru artă și pentru viitorul și destinele României. Pensionarii social-democrați votează Victor Ponta, președintele României. Victor Ponta, președinte. Victor Ponta, împreună cu voi să trăiesc victorie! Vreau să vă spun dumneavoastră, vreau să spun tuturor românilor, ceea ce am încercat să facem și să spunem în toți acești ani, în 5 ani, aproape 5 ani, cât suntem împreună în echipa de conducere a Partidului Social Democrat, în cei 2 ani și jumătate de când conducem guvernul, cred foarte tare în două lucruri care sunt pilonii programului meu prezidențial. În primul rând în faptul că România avea și are nevoie de o adevărată schimbare dusă până la capăt, o schimbare a tot ceea ce a fost rău și ne-a împărțit în acești 10 ani, dar pentru că sunt și nu întâmplător azi aici la Alba Iulia, în afară de schimbare, adevărata schimbare, cea mai mare schimbare va fi ca românii să fie din nou uniți.
Vreau ca Marea Unire a Românilor să o facem împreună după 10 ani de dezbinare. Acesta este obiectivul principal al candidatului și al președintelui Victor Viorel Ponta. Dincolo de vorbe, am dovedit prin fapte în acești ani. Ați dovedit dumneavoastră, în primul și în primul rând, colegii mei din Partidul Social Democrat, cel mai mare partid al țării, cel mai votat partid al țării, în același timp partidul care nu reușise să câștige alegeri din 2004 încoace, am reușit în primul rând să le arătăm că putem să ne schimbăm noi. Am devenit mai buni, am învățat din greșelile noastre, am îndreptat lucrurile care au de îndreptat și suntem de fiecare dată promotorii adevărați ai schimbării în România. Bineînțeles că sunt mândru nu doar pentru faptul că e prima dată când avem un congres cu 35.000 de participanți, e prima dată când pot să mă adresez în egală măsură și celui din Botoșani, și celui din Timișoara, și celui din Constanța, și celui din Satu Mare. PSD este cu adevărat partidul care s-a schimbat cel mai mult și partidul care poate să schimbe în bine România. Suntem mulți pentru că suntem buni, dar suntem buni, dragii mei, pentru că suntem uniți și suntem aici pentru România, ca să-i arătăm dragostea noastră, grija noastră și să-i spunem că cel mai mare partid din România, cel mai vizionar partid din România, cel mai puternic partid din România este îndrăgostit de țara lui. Eu cred că am venit astăzi aici să-i spunem țării noastre cât de mult o iubim și ca să-i oferim un președinte demn de ea. Și sper din tot sufletul că noaptea de 16 noiembrie, după ce numărăm toate voturile, să putem spune cele trei cuvinte: Victor Ponta, președinte! Suntem aici pe arena echipei naționale, arena României, unde românii au jucat mereu acasă. Aici începem campania electorală și de această dată vom juca la noi acasă. Nu mai jucăm în deplasare, așa cum s-a întâmplat la referendum. Vom juca la noi, aici în România, iar președintele va fi ales la urne și nu la masa verde. Acum, dragi prieteni, acum vine revanșa celor 7,4 milioane de români și totul începe aici, pe arena națională. Aici putem spune cu toții mândri că suntem români. Iar la sfârșit vom spune aceleași trei cuvinte: Victor Ponta! În spate, dragii mei prieteni, avem multe victorii politice, dar în față avem o victorie națională. Pe umerii noștri stă povara frumoasă a unei Românii în curând eliberate. Simt deja căldura voastră, hotărârea voastră, simt cât de puternici suntem și că vom sta uniți în jurul președintelui nostru. Și vă mulțumesc de pe acum pentru curajul pe care sunt sigur că îl veți avea în această campanie electorală. Pentru că schimbarea pe care am început-o în 2012, la locale, la parlamentare, trebuie desăvârșită în noiembrie la alegerile prezidențiale. Am pornit într-o călătorie politică fără egal și care nu are drum de întoarcere. E timpul să ne amintim leția istoriei. Țara noastră a fost puternică atunci când românii au fost uniți în jurul marilor proiecte naționale.
Marea Unire de la 1918, înlăturarea regimului comunist, aderarea la NATO și integrarea în Uniunea Europeană. Și este timpul să scriem o nouă pagină în istoria noastră. E timpul să ieșim din epoca dezbinării. E timpul să ieșim din epoca discordiei, pentru că România are nevoie de viitor. E timpul să dăm țării un alt fel de președinte. Și îl vom da pentru că suntem pregătiți, și îl vom da pentru că România are nevoie de unire și de bunăstare. România are nevoie de un președinte care să știe cum se conduce o țară. Un președinte român pentru România. Un președinte care să știe cum să unească o națiune. Iar dintre toți, unul singur poate fi. Și țineți minte trei cuvinte. Victor Ponta! Și încă o bătălie de câștigat și vă chem pe toți
să pornim pe drumul schimbării. Vă chem pe toți să fim împreună pe drumul spre marea unire a tuturor românilor. Salut pe toți cei prezenți, vreau să-i salut în primul rând pe invitații mei și le mulțumesc, e o mare onoare să fie azi alături de mine. Vreau să le mulțumesc colegilor mei din Partidul Conservator și din echipa Piedone, vreau să le mulțumesc celor de la UNPR și vreau să mulțumesc socialdemocraților mei, bună ziua PSD! Vreau să le mulțumesc tuturor românilor care încă mai au o speranță, care încă mai cred că soarele va ieși în țara noastră după ani mulți în care a stat ascuns. Sunt multe lucruri pe care vreau să vi le spun azi, dar vreau să vă rog un lucru de la început. Vreau să vă gândiți dincolo de discursuri, dincolo de campanie, vreau să vă gândiți la ceva ce am uitat în acești 25 de ani. Vreau să vă gândiți că putem fi împreună și nu separat, că putem avea grijă unii de alții, că putem să avem încredere, să fim mândri și să facem o schimbare a noastră și a țării noastre. Vă rog să vă gândiți pe toți românii la acest lucru. Știți, împreună putem să facem atât de multe lucruri pe care le facem doar separat, mult mai bine pentru toată România. Dacă avem grijă unul de altul și noi toți de fiecare, gândiți-vă că vom avea liniștea și siguranța pe care ne-o dorim de atâta timp. Vreau să redescoperim ceva ce s-a pierdut de mult în România. Stimați colegi, stimați prieteni, stimați români, vreau să avem încredere unul în altul. Vreau să avem încredere că suntem români și că suntem mândri de asta. O țară mândră, o țară puternică, o țară care oferă fiecărui copil și tânăr șansa de a se realiza aici și nu peste votare. Sunt de mulți ani împreună cu dumneavoastră, știți multe din lucrurile bune pe care le-am făcut, au avut alții grijă să aflați și lucrurile rele, le știți pe toate, n-am nimic de ascuns, am multe lucruri de schimbat la mine înainte de a vă cere să schimbăm țara, dar vă spun că mi-este teamă de un singur lucru, cum spunea Sorin Oprescu, să nu vă dezamăgesc pe dumneavoastră, să nu vă înșel încrederea, să nu arăt că nu putem într-adevăr ceea ce ne dorim cu toții, să ne schimbăm în bine, să fim împreună, să facem marea unire a românilor. Să beau multă apă, pentru că sunt emoționat, vreau să vă spun cât vă sunt de recunoscător pentru faptul că la 37 de ani ați avut încredere să mă alegeți în fruntea celui mai mare și mai puternic partid din România, un partid care atunci era în frânt, un partid care își pierduse speranța. Am fost împreună, am fost uniți și am câștigat toate bătăliile. O vom câștiga și pe cea din 16 noiembrie. O bătălie pentru România. Vreau să mulțumesc tuturor românilor
care la 39 de ani au avut încredere să fiu cel mai tânăr prim-ministru din Europa, al unei țări distrusă economic, social, o țară fără încredere și fără speranță, împreună cu dumneavoastră, împreună cu toți românii, am îndreptat lucrurile rele, am făcut multe lucruri bune. Important este că am arătat că țara, că România, că românii pot să aibă grijă unii de alții, pot să aibă încredere, pot să fie mândri că sunt români și pot să trăiască în țara lor așa cum ne-o dorim cu toții. Vreau să vă spun azi, la 42 de ani, că mă simt pregătit, am curajul, am încrederea, am credința că împreună cu dumneavoastră, că pot fi președintele românilor, că putem să facem acea mare schimbare pe care o așteptăm. Stimați colegi, stimați prieteni, stimați români, vreau să fiu președintele românilor care vor sărbători 100 de ani de la Marea Unire. Vreau să vă gândiți la ceva ce am uitat în acești 25 de ani. Vreau să vă gândiți că putem fi împreună și nu separat, că putem avea grijă unii de alții, că putem să avem încredere, să fim mândri și să facem o schimbare a noastră și a țării noastre. Votează Victor Ponta, președintele care unește. Te-ai fi tu sal și el amal, la umbra ta m-aș pune. Știu că-ți pare ireal, a să fugim în lume. Sau poți să stai aici, să-mi dai culoare. Mai bine îți aduc lumea la picioare, da. Vreau să ies pe stradă și să urlu tare tot ce simt. Lumea să ne vadă, să ne vadă strălucind. Fără măști cu zâmbet, fără să mă ascund din nou de ei. Să nu scoți un sunet, vreau să mă privesc în ochii tăi. Poate nu mă crezi când spun că s-ar putea să nu. Victor Ponta, președinte. Victor Ponta, împreună cu voi să trăiesc victorie. Iubim la fel și nimeni n-ai cum să ne doboare. Nici lumea nu mai pare mare. Când noi doi gândim la fel, simțim la fel. Victor Ponta, președinte. Victor Ponta, președinte. Votați Victor Ponta, președinte. Votez Victor Ponta, președinte, pentru că trebuie dusă schimbarea până la capăt. România are nevoie de un președinte model, un președinte tânăr și puternic, un președinte care unește și nu dezbină, un președinte care dorește binele tuturor românilor. Am încredere, îl susțin și votez Victor Ponta, președinte. Poziția 4 pe buletinul de vot. Victor Ponta, președinte. Consider că pe 16 noiembrie 2014 să-l votez pe Victor Viorel Ponta ca președinte a României, pentru că poate oferi copiilor și nepoților noștri un viitor mai bun. Pentru viitorul copiilor, pentru prosperitatea României și liniștea bătrânilor, votez Victor Viorel Ponta, președintele României. Eu sunt cel care, ca îndemn, votez Victor Ponta și voi vota oricând pentru acest tânăr care
îl găsesc ca o speranță pentru țara noastră, pentru cultură, pentru artă și pentru viitorul și destinele României.